Am pus și eu status mai devreme. Stai că... Ea, nu credeam că e Angel. Păi e posibil să fie. Nu, nu, nu. A. Ce se întâmplă? Să-mi dai suta. Da, uite, mi-a dus și uite, uite telespectatorii cu crema de cal. Și cu cai, deci cocoș, câini, cai, tot ce începe cu C. Te băgă și cu crema de cal. Toate animalele care încep cu C sunt în pericol, pentru că Dragoș Anghel le atacă. Zi și cu cai. Păi nu, cu cai nu-și luase el cremă căldurea spate, așa, dar cu cremă de cai ca să poată să facă fizicație la sală. Da, ia zi tu, ce face Dragoș Anghel la sală când vine? Lată, după aia. Am plecat că m-am greșat. Așa că... Deci el nu face exerciții fizice. No. Dar cum a căzut el cu haltera? Ia arată-mi. Când... Ia zic cum s-a dus cu haltera. Ia arată. L-am terminat definitiv, gata. Nu, îi dar până... Nu, eu asta așa, că el m-a întrebat, el îmi scrie acolo, mi-a scris până să-mi ia aia vorbele, dacă mă supăr. Și eu nu mă supăr, Dragoșe. Poți să faci orice glumă cu mine, dar... Vezi dar că... voi glumi și eu cu tine. Sigur, vom glumi și noi cu tine. Da. Nu? Nu bea deștept? Nu, da, oricum, asta dacă face chestia asta cu câinii, mi se pare un lucru foarte nasol. Și nu glumesc acum. Adică, cum să fii, mă, Dragoș, așa, să arunci cu pognitori la câte? Ia și aruncă cu pognitori și fug? Nu, da, îi scriu lui Brigi, chiar îi scriu. Dragoș Anghel! Ce zice? Te mănâncă în anumite părți. Mă, dar sună-ne! Uite numărul pe ecran. Sună-ne, Drăgoșelu, să vorbim un pic. Vrei sute, sute, eram sigur că mă urmești. Cu Brigitte Bardot, uite-te la eu mine. Vorbesc cu o ea. O vei avea grea, că știu eu. Franceză. Își spun. Da, oui. Mademoiselle Brigitte Bardot. Madame. Madame, mademoiselle. Bonsoir, Madame Bardot. Așa începem. Da. Je m'appelle... Je m'appelle Sergei, je suis un acteur de Roumanie, très connu, așa. Et j'aime le chien. Și iubesc câinii, adică. J'aime și le după aia poze, că avem și poze cu tine. Noi știm că iubiți animalele. Băi, Dragoșelu, ai încurcat-o cu... Nu sună-ne pe bune și vreau să știu cum... Dacă sune acum și ce iertare în direct... Spui că nu mai faci și nu mai scrii lucruri murdare. Urâte. Și recunosc că tu ești pasivul, tot în direct, trebuie să recunoști și lucrul ăsta. Te iertăm. Dragoș Anghel, n-are curaj. Stimați telespectatori, uitați și un curajos. Nici nu mai scrie... Țacă că-ți prinzi limba, nu mai țaca e. Țaca a vrut să scrie, cred. Țaca că-ți prinzi... Țaca, nu știu. În românește, Dragoș Anghel, scrie românește. Dar stimați telespectatori, victima deja ne urmărește și și ne dă mesaje de amenințare. O să păstrez și aceste mesaje. Deci mai bine spunem Anghel, scriem măcar intri direct sau nu să discutăm despre cazul, clar sau nu? Ce m-a speriat. Scuză-mă. Ai curat sau nu? Mama nu mă sună niciodată, fac o paranteză. Și m-am speriat rău că m-a sunat acum și insista că știe că este emisiune. Credeam că a auzit de Anghel ceva. Păi asta vreau să zic, deci eu m-am gândit că e ceva grav acasă, dar nu e. Da, Dragoș, ai ajuns să sun la mama să mă reclam chiar așa? Luăm pauză, Anghele. Luăm pauză? Pe așa mi-arată pe cuvete. Ne vom ține pauză. Tine, Dragoș, te rog eu frumos, mai ai 2 ore în care poți să te gândești. Brigitte Bardot nu se joacă. E un nume. Pauză. Pauză. Am revenit. Mata, că stinge, te rog, becul verde. Noi suntem pe verde și pe roșu. Suntem cu... Do you speak Romanian? Just a little. Marian Feng Shui, proaspăt întors din Statele Unite ale Americii, s-a întâlnit cu maestra, l-am auzit vorbind pe hol. Cine e maestra? Maestra noastră este Lilian Tu. A fost acolo o consfătuire cu 500 de oameni. Păi, un business ieșit din comun. Și din aia 500 era un singur român pierdut pe acolo. Jeleu, adică eu eram leu de acolo. Ce m-a deprimat a fost, domnule, că vorbesc ăștia iurea, nene. America e făcută varză cu carne. Bă, dacă vă spun câteva lucruri, muriți. A fost o criză de gripă, da? Vă închipuiți că la New York spitalele au pus corturi în fața spitalului, că nu puteau să-i primească pe oameni la urgență? Veneau de paranoici?
Ce faci, dragă, ragi? Și da și nu. Vezi că te omor anghel cu vomitori. Dacă te aude că faci ca un câine, te ia. Chiar unde-i prietenul meu, știe păi tot? Păi nu, are o problemă, nu știe tot. Nu mai vine cu noi. Deci, să mă duc să-l îmbunez. El este, nu, da, nici n-aș mai putea să-l prim, n-am mai putea să-l primim. Așa. Pentru că terorizează animalele. Și în seara asta împreună cu Serghei, dacă el nu ne va suna în direct la numărul de telefon afișat pe ecran la care poate suna orice telespectator, mâine la prima oră îi voi scrie doamnei Brigitte Bardot, care știu că e foarte apropiată nu doar de România, dar și de fenomenul acesta care se întâmplă pe aici, canin. Fenomenul canin, pe care, iată, Dragoș Anghel, acest corupător și chinuitor de animale și criminal. Această ce bestie mai... cu chip de om. Am descoperit acum cine este vinovat de toate cazurile prezentate la știri cu autor necunoscut, de câini chinuiți, de care schelălăie... Bă, îl bate lumea pe stradă. Fără lasă-l bate. De eu uitam un ochi și vedeam că e un om atât de blând și atât și de bun. Și bun. Și să... Acest acum, îmblăzitor de cocoși. Și acum, trăgând cu urechea fapt... în vestiar, am văzut ce face el cu da. Și de fapt, iertați-mă, eu anul trecut, după Revelionul petrecut la același restaurant la cina, deci nu anul ăsta, anul trecut, la cena la Serghei, de acolo m-am dus la un alt restaurant pentru că recunosc că am fost dat afară la ora 9 dimineața de personal. Și împreună cu alții prieteni ne-am dus la un restaurant non-stop, unde lumea care petrece pe la Bambu, pe la alea, vine dimineața acolo. Cine era la o masă? Acest personaj, chinuitorul de animale, nume de cod, Dragoș Anghel. Avea un fular la gât care nu se asorta cu ținuta, îl furase din Bambu, dați-mi voi să... Poate a fost dus în lesă. Matol se lăuda, ia, îți place fularul meu? Era, bă, o culoare... Da, a fost furat pentru mine. Și lui zic că a furat pălăria. Și în acea dimineață, păi tot Dragoș care are oameni... A pus-o la vreun câine. În acea dimineață i-am povestit viața mea, durerile mele, neîncrederile despre viitor. Și le-a pus două pognitori. Și el ne-a pus două pognitori și știi ca povestirea toată lumea, nu? Și ce ajunge la Serghei? Mai ții minte ce ți-a zis? Nu mai ții minte că acum sunt... Aia să dă la mine. Nu mai ai să așa, mai zi mie? Da. Acum un an jumat. Tu deci... mai l-ai la mișto? Dragoș Anghel, n-a fost adevărat, n-a fost corect. Când un om îți spune sufletul pe tavă, când tu, criminalul de câini, așa de fost cu noi, ne-ai vândut prietenia, ne-ai vândut tot, nu ți-e rușine? Ar trebui să te... Sună-ne să ne latri, dacă ne latri pe trei voci, te iertăm să Da, domnule, deci asta s-a întâmplat în lipsa ta. Așa, deci nu s-a întâmplat prea mult. Băi, eu știi ce zic eu aici, că tu nu ai mai stat mult acolo. Eu America așa am văzut-o tot timpul. Și eu la fel. Da, deci vreau să spun că în ultimii 2 ani s-a schimbat atât de mult. De când ajungi la aeroport, pe vremuri, când ajungeai la aeroport, erau 100 de ghișee pentru cetățeni americani și 10 pentru imigranți. Și cum ajungeai, te lua ofițerul, bine ai venit acasă, îți plângea inima în tine, ți se rupea dragostea. Acum au ajuns 5 avioane în același timp și erau 2 ofițeri. Am stat o oră și 45, da, o oră și 45 de minute la cetățeni americani să ne pună ștampila pe pașaport. O oră și 45 de minute. Dar e normal, mă, te contrazic. Știi de ce sunt mult mai mulți la ăștia care vin din afară? Pentru... Păi nu, stai puțin, noi eram cetățeni americani, este un ghișeu special pentru da, cei care vin în vizită. La aia care vin în vizită... Băi, când mergeam în America, tu nu știi ce păi, am băi, la aia care vin în vizită, băi. Cred că sunt și azi în aeroport, bă, nici la păi, cum și nu normal, pentru că au fost atentatele alea teroriste și atunci... Lasă-o, mă, că umplu și aștept, nu domnule, se mai știu. Domnule, dar paranoia asta ce zici tu cu corturi, cu spitale, cu așa, eu când eram acolo și am auzit prima oară la televizor, toate posturile de știri, vine stormul, mare furtună, zic, mamă, baricadați, spuneau ăia, sfaturi, ne arătau cum să ne baricadăm cum geamurile, să pui tape-urile cum să pun în X. Scoși pe geamuri, cum să nu ieșim între ora cu tare și ora cu tare. Știi ce a fost furtuna aia? O ploaie torențială, mâncați-a sufletul. Și atunci mi-am dat seama că oamenii sunt puțin dilo. E, vreau să spun că mulți din cunoscuții mei de acolo, care sunt băieți mai puțin buni, i-am întrebat, bă, cum a fost cu... Cum a fost cu ăsta, cu furtuna? Zice, bă, de ne-ar mai da una, ce bine ar fi. Zice, bă, sunteți nebun la cap? Este de necrezut. Zice, păi, zice, după ce s-a terminat, m-am pus cu toporul pe casă și am dat cu toporul de 3 ori, mi-au plătit aia, mi-am făcut casă nouă, mi-am schimbat toate geamurile.
Deci asta și de prieten în gât. Mă las și nu, nu că nu, nu dau un nume. Acum, da, pe da, să da, da, numai dacă Dragoș Angel sună. Dragoș Angel este unul din el. Dragoș Angel este unul din el care vinde câini la New York. Da, cred. Pentru vaccin. În fine. Băi, vreau să spun că tu știi de ce face el așa la câini? Nu, eu mi-am dat seama. Îi strânge și cere bani fonduri europene ca să-i facă bine. Bă, dar știi ce am făcut eu când am mers prima oară în America? Ți-am văzut că am scris în avion cam tot. Cum cam tot? Da, că ai 10.000 de dolari, că ai tot. Aveam rubrica, nu știu cum, acum n-am mai zburat. Da, pentru vamă. În America și aveam arme, bombe nucleare. Da, da, formularul ăla, nu? Armament. Eu am produse pus agricole. În loc să pun în pătrățelul unde e, eu am pus în pătrățelul tot. Tot ce n-aveai voie în America. Șerpi. Când am ajuns, știi că era cu dunga, nu știam mai, era dunga galbenă, n-aveai voie să calci. Da. Am făcut-o direct pe dungalul galbenul, care și înțelegeam perfect America. Mă strigau în toate limbile și pe toate accentele. Mizin, mazin, azin. Te-ai dat surd. Nu să știu ce vor cu mine, deci eu primul acolo. M-au identificat, au venit trei la mine, s-au uitat și m-au întrebat dacă am putut alea. Eu care am înțeles perfect, am zis da. Nu-i normal? Și unul s-a uitat, e cretin. S-au chemat unul în halatal. Nu, mă, n-au zis, s-au uitat în bagaje, nimic. Mișto. Ce a zis, cum bă? Și-ar fi dat seama, na, îți dai seama. Păi cum să ai de toate? Arme nucleare, că după aia s-au uitat. Mă, dar de ce te întreabă dacă cari ierburi? Corect, e foarte important asta. De ce te întreabă dacă aduci șerpi? Este important. Să spun din ce cauză. Noi când ne-am dus în Galapagos, fiind... dacă tu vii și aduci o sămânță de ceva, poți să plantezi acolo, să strici echilibrul ecologic care există. Păi, știi, au cu crocodilii, da, au adus șobolani, de exemplu. Ei n-aveau șobolani în Galapagos. Și pentru că cineva a fost foarte isteț și a adus cu un vapor, eu știu pe unde, au și șobolani. Același lucru și în America. Poți să aduci o specie care să reziste la anumite... temperaturi, clime, nebuneli. Da. Și care rezistă la toate alea. Și, pormă, ți împânzezi țara și nu mai știi ce să mai faci. Da. Din punctul ăsta de vedere, n-aș fi... acum vreo 10 ani, mi-a zis, mama zice, băi, adu leuștean din România, n-ai uscat. Cum, da, și eu, bineînțeles, că am adus leuștean uscat. La vama m-au pus beagle-ul ăla, câinele ăla, se plimba pe toate bagajele, s-a oprit pe al meu, al dracu. A început să latre, a venit ăla. Ce ai înăuntru? Scot eu ăla, ce e ăsta? Leuștean. Păi cum se zice în engleză? Zăleuștean. De unde să știu eu cum se zice? În fine. Și-au scos mă o carte. Au la vamă o carte. Care e cam în microfon, groasă. Te rog. E groasă cam de vreo 30 de centimetri. Pățări. România. Și când ajung la România, au toate plantele care cresc aici. Cu poze, da, frumos. A deschis, a uitat ăla, până am găsit eu leușteanus vasiliscus. I l-am arătat cu degetul că e pentru ciorbă. Te-a lăsat cu el? Du-te. Da. Acum îți dau voie numai dacă e împachetat. Dacă duci un salam, am avut un prieten la New York care a dus și el din România un salam din Sibiu, că e mai ieftin. Și când a ajuns la... Dar nici nu se găsește gustul ăla. Socrate îl chema, numele de scenă. Și Socrate al meu când a ajuns, în fața lui era o doamnă care i-a găsit tot un salam și i-a zis, domnule, 1000 de dolari amendă, că n-ai voie să transporti mâncare. Când a ajuns Socrate al meu... L-am mâncat pe loc. Nu, Socrate al meu avea 2 poli buzunar și a scos 2 poli din buzunar, i-a pus pe mașa proteza din gură și zice, n-am umie, luați-le pe astea. Când l-a văzut ofițerul a zis, hai, pleacă, du-te de aici. Așa că, dar în schimb, păstrăzi. La 3 magazine, unul închis. De ce? Criza? Ce? Criza. Am făcut niște poze pe stradă pe acolo să vedeți oameni cântând pe stradă, homeless. Păi de nu ăștia. Sunt tot timpul cântând pe stradă, nu, la metrou, în homeless de ăștia, 30 de pături pe ei. E tot timpul au avut. Hai mă, că au avut mereu, băi, de măi Maria. I-a curățat mă la un moment dat Bloomberg ăsta. Acum s-a legat și de ăștia care vindeau crembuși la colțul străzii să nu mai vândă. Hot dog-ea la... Păi de ce? Pentru că ăștia cu restaurantele și cu alimentările și cu deliurile astea unde vând mâncare s-au scandalizat că de ce să vândă o porție de mâncare pe 6 dolari? Păi, dar nu e, mă rog, asta e tâmpenie. Și că să intre la ei să cumpere cu 10. Păi un hot dog e un dolar sau cât e, da? Un dolar era pe vremea când m-ar ajuns acolo și o masă la restaurant e 20 de dolari. A ajuns apa pe stradă 3 dolari. E, na. Bă, băieți, hai să o luăm la fugă, mă, lăsați-o naibii de țară. Este plus că am fost în Chinatown la un restaurant care înainte te duceai la 2 noapte, stăteai 45 de minute la coadă. Să mănânci, da.
într-un subsol, o nenorocire. Ne-am dus la ora 1 la prânz. Nu erau două mese ocupate. Domnule, chestii foarte grele. Foarte grele, domnule. Eu am fost foarte impresionat de mă doare inima. Te-ai obișnuit cu... Băi, simțeam mirosul de România, mă. Aici și e greu. Serios? Pa, cuvântul meu de onoare. Ultimele două zile am numărat când e mai e foarte greu când, dacă stau mult acolo și nu vin, da. E ușor. Dar în clipa când vin aici și dau, mai ales de anumite... Nebunea la asta de aici, da.